În comunicarea sa cu cei din jur, domnul Adamescu folosește alfabetul bloc, fie cel original, adică cu scrierea literelor de tipar în palmă, sistem pe care îl folosește cu văzătorii, sau adaptat scrierea literelor în braille pe palmă, sistem pe care îl folosește în comunicarea în general cu nevăzătorii sau cu slab văzătorii. Cum se folosește acest sistem adaptat braille? Foarte simplu, fie scris tot pe palmă, da? Literele, de exemplu, A, B, C, D, E și așa mai departe, fie scris pe cele trei degete ale mâinii, arătător, mijlociu, inelar, pe cele șase falange, care ar reprezenta, practic, grupul fundamental. A, B, C, D, E, F și așa mai departe. Acest alfabet, acest sistem de comunicare, de fapt, permite nevăzătorilor care nu și-au însușit literele de tipar să comunice cu domnul Adamescu. În 28-29 septembrie o să fim la București la ședința de Consiliu Director a Sense Internațional. O să călătorim cu trenul de la Cluj. Vom vedea ce s-a mai lucrat la calea ferată. Da, Peruta, Brașov, Sighișoara.